Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou episod din Ne dăm cu părerea. A trecut ceva timp de la primul episod, însă na, o să încerc să-mi dau cu părerea mai des. Ei bine, astăzi vreau să vorbim despre submersibilul Titan, acel submarin care a plecat într-o expediție către Titanic. Adică niște oameni s-au gândit așa, să se urce într-un submarin și să se scufunde la Titanic, să-l exploreze un pic. Din câte am înțeles, s-au mai făcut în trecut genul ăsta de expediții și oamenii s-au întors bine mersi înapoi. Însă de data asta ceva s-a întâmplat. Și ca să adaug un pic de context, haideți să vă zic mai întâi pe scurt, cam care e toată faza. Deci există submersibilul ăsta Titan, un submarin foarte rezistent la adâncimi de până la 4.000 de metri, ceva de genul, dacă nu mă înșel, 3.800-4.000 de metri. Din câte știu, parcă Titanicul este scufundat la 3.600. Dacă greșesc, scrieți-mi în comentarii. Și apropo, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe, pentru că mă ajută foarte mult. Mai avem puțin să ajungem și noi la 1.000 de abonați. Să continuăm. Deci cum vă ziceam, este submarinul ăsta care ajunge la o altitudine foarte, nu altitudine, la o adâncime. Adâncime, altitudinea e când te duci în sus, adâncimea e când te duci în jos, mă înțelegi. Așa, în primul rând, ca să te duci în această expediție, trebuie să ai ceva ca și caval. De aceea, în această expediție au plecat 5 milionari, miliardari, nu mai știu exact. Oameni cu bani mulți. Pentru că, na, când n-ai ce să faci cu banii, ce zici? Ia să mă duc să mă scufund un pic. În fine, 250.000 de dolari aproximativ a costat biletul, premoarte dacă mă întreb pe mine, 250.000 de dolari a cam plătit fiecare participant la această expediție și au fost 5 la număr, parcă am mai zis. De fapt, 4 au plătit, că al 5-lea este de fapt CEO-ul companiei și care este și pilotul acestui submersibil, submarin, cum vreți voi. Chestia interesantă e că acest submarin este controlat dintr-un controller din ăla de jocuri video. Adică, cred că controllerul meu de la PS e mai capabil decât ce controller au avut ei acolo. Zic și eu. O să vă las aici niște poze ca să vedeți despre ce e vorba. Bun, pe lângă faptul că există doar o fereastră foarte mică, practic oamenii s-au dus în expediție ca să vadă Titanicul pe un ecran într-un tub. Asta e un tub. Un tub foarte rezistent, de altfel. Încă o chestie interesantă este faptul că acest tub, acest submersibil, poate fi deschis și închis doar din exterior. La 3000 și ceva de metri adâncime, nu prea indicat să desfaci ceva, să vrei tu să ieși de acolo, pentru că faci așa și gata. În fine, alte detalii despre acest submersibil, de fapt despre pasageri, mai știu că unul dintre pasageri este tot un fel de explorator care în trecut, anul trecut sau ceva de genul, a fost cu compania lui Elon Musk în spațiu. Dar s-a întors din spațiu și a zis, băi, m-am dus în sus să mă duc și în jos. Și aici mi-aduc aminte de niște vorbe, cum zicea Dănuțu, Dănuțu nu coboară niciodată, Dănuțu doar urcă. Deci cel mai probabil dacă ar fi fost Dani Mocanu invitat în această expediție, l-a fi zis, cum ai trebuie, eu mă duc doar în sus, în jos niciodată. Să continuăm, oamenii au plecat în expediție, cred că duminică pe data de 18 iunie și acum suntem în momentul în care filmez eu, suntem în 22 și se spune despre ei că ar fi cam trebuit să termine oxigenul, adică oxigenul din submersibil s-a terminat și ar trebui să fie pa. Pentru că imediat după ce au plecat, călătoria până, coborârea până la Titanic ar fi trebuit să dureze 2 ore și ceva, din câte am înțeles. Iar după o oră și ceva, au rămas fără semnal sau ceva s-a întâmplat și au pierdut legătura dintre submersibil și nava mamă care era la suprafață. Pentru că fără nava aia, practic, submersibilul ăsta trebuia transportat până la locație, acolo îi dădea drumul, el cobora, se întorcea, nava mamă îi scotea și așa mai departe. Au pierdut conexiunile după o oră și jumătate și de atunci nu se știe absolut nimic despre acel submersibil. Au început căutările peste tot, toată planeta vorbește despre căutările acestui submersibil și despre toată povestea asta cu submersibilul. Cred că am zis de 100 de ori până acum submersibil. Submersibil, submersibil. Deci nu știe nimeni nimic de ei de duminică. După ce au plecat imediat nu s-a mai știut de ei. După cum am zis, ar cam fi trebuit să rămână fără oxigen. Acum să-mi dau și cu părerea. Ce să zic? Eu dacă aveam mulți bani, nu m-aș fi dus, să fiu sincer. Adică să stau într-un spațiu mic cu încă 4 oameni, să mă duc să văd Titanicul
pe un ecran, adică pot să stau lejer la televizor și să mă uit la film, să mă uit la filmul Titanic și îl văd, bine, îl văd deasupra. Mă uit la un documentar, ceva, cu niște roboței care s-au dus acolo și au explorat Titanicul, cred că sunt destul de multe. Stăteam frumos pe canapea, mă uitam la televizor, n-aveam treabă, dar nu, oamenii ăștia au ales să se ducă, să vadă ei, să... n-au ce să facă cu banii. Pe lângă faptul că e un spațiu foarte mic, dacă te trece un pipi, un caca, există o singură toaletă. Și din câte am înțeles, se trăgea o cortină, se dădea drumul la muzică mai tare și făceai acolo treaba pe Căcănescu. În fine! A, și apropo, din câte am înțeles, pe lângă faptul că acest submarin submersibil era controlat dintr-un joystick, dintr-un controller, de fapt, de jocuri video, în interiorul lui se afla doar un buton. Și pe butonul ăla apăsai și cobora. Și atât. Apăsai pe buton, cobora și după aia îl controlai din controller, joystick. Da, nu știu ce să vă mai zic despre treaba asta. V-am zis, eu unul nu m-aș fi dus. Mi se pare ceva foarte riscant. Se spune că pe prima pagina contractului, oamenii aia când au semnat înainte de a începe expediția, era enumerat de 3 ori faptul că pot muri în această expediție. Deci e extraordinar de riscantă. Cam atât, dacă vreți să vă dați și voi cu părerea, vă aștept în secțiunea de comentarii. Mi-ar plăcea mult să văd și părerea voastră. Dacă vreți să-mi dați idei despre ce să mai îmi dau cu părerea, eu sunt aici, vreau să mai fac clipuri din astea mai lungi, cu Ne dăm cu părerea. Posibil în weekend acum să mai facem și o bucătăreală ceva, pentru că nici pe partea de rețete de pe TikTok nu am mai făcut nimic. Și cred că o să continui seria cu rețete, dar nu cred că o să mai fie rețete de pe TikTok, o să fie rețete de pe net sau ceva de genul. Și cam atât, nu uitați de like, subscribe și lăsați-mi în comentarii ce vreți voi. Ciao!